Din nou în direct, continuăm acum cu știrile externe la B1 TV. Cu tremur puternic în Taiwan, cel puțin un om și-a pierdut viața, iar 50 au fost răniți după ce seismul înregistrat în partea de est a Taiwanului s-a produs în urma unei alerte de tsunami emise de autoritățile din Okinawa, în sud-vestul arhipelagului japonez. O replică a avut loc la doar 13 minute față de cutremurul inițial. Cutremurul s-a produs în jurul orei locale 8, adică 3 dimineața ora României. În imagini se poate observa cum clădiri din orașul Hulien, situat în estul Taiwanului, s-au prăbușit după ce au fost zguduite din temelii. Potrivit agenției japoneze de meteorologie, magnitudinea seismului a fost de 7,5 grade și a avut loc la o adâncime de 34 de kilometri. Reprezentanții agenției au descris cutremurul ca având adâncime mică, însă care poate provoca pagube uriașe. Cutremul puternic a lăsat fără curent electric mai multe părți ale orașului. Japonia a emis un aviz de evacuare pentru zonele de coastă din apropierea prefecturii sudice Okinawa. Posturile publice de televiziune au îndemnat oamenii să nu se apropie de coastă și să se îndrepte spre zone mai înalte.